S-a încheiat un meci care, ca în destule altele, în care ca destule altele, urma a scăpat urma. Spre final au fost ceva ocazie, a fost agitație la poarta lui Popa, care a și luat gol, deși la un moment dat cred că putea să înscrie prin pauza autobară, e adevărat, dar ambele echipe parcă au așteptat cumva să le pice din cer golul, pară măleață, dacă s-o putea. A tras mult la poartă Sepsii, are cred că în total 21 de șuturi pentru la poartă, pentru 3 pe poartă. Astea sunt niște statistici îngrozitoare pentru o echipă care se vrea profesionistă și, sigur, de partea cealaltă încă și mai slab. Până la urmă, golul a venit și ăsta cumva ne-a salvat. Florin Pruna, Ion Crăciunescu, alături de mine. Bine, ne-a salvat de, într-un fel spus, amar așa, glumind, ne-a salvat de a nostru prime reprize, povestea cu ambulanța. Am avut o parte. Asta este, nici nu știu ce să zici. Care e vina? E o fiu tot doar un ghinion îngrozitor? Nu trebuie să mai vezi, sau nu știu, să-ți dai seama, poate n-au știut să manevreze povestea asta. Era un jucător acel, noroc că nu era la cap sau la ceva grav, chestiune sau la inimă sau asta, chestiune care necesită... Da. Dacă eram Neagoie, Doamne ferește, când am trecut la meciul Craiova Fâncea cu Eugen Neagoie, chestia asta de secunde au fost hotărătoare, pentru viața unui om. Da, bine, nu era viața lui Jonathan. Radu, stau și mă întreb ce poate să mai întâmple la un meci Sepsi Craiova, că atât de multe lucruri se întâmplă când joacă echipele astea două. Să se deschidă pământul și să înghită pe toți. Este incredibil. Eu cred că imaginea asta va face în conjurul lumii, sunt ferm convins. Pentru că e ceva... Dom'le, oameni care lucrează la așa ceva, să nu poți să sui... Un ghinion teribil, dar... Dom'le, dar chiar așa... E posibil. S-a blocat. La noi se există blocaje. După cum am văzut în tot felul de lucruri și trebuie... Să intervină premierul, poate și aici trebuie. Era un premier în tribună, dar nu ăla care putea să intervină în cazul ăsta. Premierul ăsta care a intervenit să deblocheze de la Ghencea povestea. Să fie, n-a deblocat-o până la urmă. Rondon, autorul golului, să-l ascultăm. Se pregătește toată săptămâna, se stai pregătit să intri să ajute echipa. Acum cu Dembélé, cu San Franco, cred că... Tot echipa vrei atacante așa de bun ca noi. 3 meciuri bune pentru voi, un trofeu, 0-0 în Giulești, ați început astăzi, va fi un an mai bun pentru voi? Da, cred că toți jucători trebuie să liniști pentru următor meci. Se face mai mult ca anul trecut, face mai mult punct, mai mult golul, eu personal vrei mai mult. Are 3-7, eu vrei să fie mai bun anul ăsta. Urmează și un meci în cupele europene, la Sofia, greu? Da, a fost ai 3 ani în urmă, a fost acolo cu CFR, ai dat gol, a castigat acolo, atmosfera dificil și cred că trebuie să fie mai agresiv, mai puternic la duel. Și cred că scoate un bun rezultat acolo și se joc calificarea aici. Okay, mulțumesc, Mari. Mulțumesc. Perfect a zis la final. O singură chestie a ratat-o, fă-i, mi se pare. Mai agresiv, mai puternic în dueluri și mai rapizi, nu? Da. Adică rapiza, ei au avut două viteze, în 15 pe loc, cum să spun. Ambele echipe. De mult eu l-am văzut un joc atât de slab. Singură fază... Să nu riscăm. Păi, am văzut o fază, într-adevăr, faza din care s-a înscris golul a fost o fază foarte frumoasă. O fază fixă, lucrată, cred. Altfel nu cred că se înscria în meci decât o fază fixă sau o greșeală foarte mare. Da, acum ai spus tu, de fapt, că tu ai zis dintr-o fază fixă. Dintr-o fază fixă. Să vă zis, da. Păi, da, se ducea spre 0-0. Era un meci de 0-0, cred eu. Dar uite că îți face diferența o fază fixă care îți schimbă absolut totul. Culmea este că Sepsi a început să aibă ocaziile mari și mai apoi golul după ce fusese și eliminat un om, Matei. În superioritate numerică parcă erau la egalitate. Să-l ascultăm pe Negru. Este mereu este frustrant atunci când iei gol în ultimele minute, ultimele 5 minute în special. Cred că am jucat de la egal la egal, chiar dacă o bună perioadă de timp noi am fost în inferioritate. După aceea a venit și cartonașul roșu pentru ei. Și, surprinzător, am luat gol chiar când s-a egalat numărul de jucători de pe teren. Nu cred că au fost cu nimic superior, totuși, chiar dacă au câștigat cele 3 puncte, cred că am fi meritat și noi cel puțin un punct.
Popica era supărat că a spus că când e gol din fază fis, e vina tuturor. El a vorbit cu voi să fiți atenți și uite, detaliile astea fac diferență. Este normal să fii supărat, să fii frustrat, mai ales ca portar, pentru că el cu câteva momente în urmă tocmai scosese o fază periculoasă din care a și ieșit cornerul din care am primit gol. Este normal să fii supărat, frustrat, nervos. A fost un meci special pentru voi, dat fiind știm ce s-a întâmplat aici ultima oară, când ați pierdut practic finala aia pentru voi. Special este mult spus. Cred că oricine ar fi fost în locul nostru și oricine ar fi pățit ce am pățit noi, ar fi venit cu un gând de revanșă ca oricine, dar special este mult spus. Cum vă simțiți anul ăsta? A fost un nou început tulbure așa la Craiova? Voi sunteți obișnuiți cu schimbările astea, dar totuși ați început pregătirea cu un antrenor, ați început o etapă fără antrenor, acum aveți un nou antrenor, e liniște, e pace, cum vă simțiți voi? Acum este liniște, într-adevăr, pentru noi, cred că nu doar pentru jucători, pentru tot anturajul clubului a fost puțin... Nu știu cum să spun, tulburător poate este mult spus. Așa, neliniștitor faptul că s-au schimbat și antrenorii și pentru noi ca jucători, atunci când vine un antrenor îți cere ceva, după aceea stai o perioadă fără antrenor, vine altcineva îți cere altceva ca sarcini de joc, dar asta nu este o scuză, trebuie să intrăm în linie dreaptă și să începem să câștigăm puncte. Se vrea mai mult de la voi anul acesta, Radu, patronul a spus, anul trecut a semnat pe 7, se vrea intrarea în play-off. Depinde de voi. Sigur că da, este firesc, este uman ca în fiecare an să vrei să te depășești. Cred că o putem face pentru că avem un lot bun, jucători calitate și sigur avem potențial foarte bun. Ok, mulțumesc. O seară bună. Da, poți să intri în play-off dacă joci altfel, altcumva. Și asta nu înțeleg, Florin. Că vin antenorii să schimbă... Păi nu, din ce a spus Adrian Mitelu la un moment dat, când era vorba de Napoli și plecarea lui, a zis că el n-avea nicio importanță. Ceilalți doi, da, v-am zis că ceilalți, ei erau... pentru preparatorul, ei erau cei care au avut tot meritul pentru sezon. Deci ce contează că a plecat? Foarte bizar. Tu înțelegi ce se întâmplă acolo? Când te duci acolo, ți-asumi niște lucruri. Când patronul spune și mă pun acum în pielea ludică. Așa. Când te duci acolo, știi unde te duci. Îți dau un exemplu, anul trecut, ultimele etape, îl vedeam săracul pe Napoli. Când dădea gol echipa, toți se bucurau pe spatele lui, se luau în braț, se pupau, el parcă era pe el, nu-l pupa nimeni. Nu lua nimeni în braț să vină să-l felicite și pe el după meci. Foarte când te duci acolo, plăcere, când te duci, nu, dar e clar că te duci acolo, ți-asumi niște lucruri. Pe de altă parte, eu cred că totuși este o creștere în jocul Craiovei față de prima etapă. Jocul de astăzi mi s-au părut altfel. Păi da, au pierdut și cu altă fază echipă. Fixă. Au pierdut cu altă echipă. Nici asta nu este o echipă ușoară. Păi, după felul cum s-a prezentat Sepsică. Sepsi nu s-a prezentat de o echipă. Rodriguez are dreptate. Dacă joacă așa la Sofia cu Țesca, s-ar putea să... 4 puncte cu 2 adversari, Rapidul și Craiova, nu ușor de învins. Și un meci ca ăsta îți dă o încredere, câștigi în 88, îți dă o adrenalină și o încredere, să știi că... Dacă nu joci, Florin, dacă nu joci, până la urmă, golul ăsta a picat. Dacă mingea era transmisă câțiva centimetri mai încolo, este început de campionat, da, și ai 4 puncte. Dacă erau câțiva centimetri mai încoace, dacă era șutul lui Bauza... N-a fost. Da, asta zic, da, adică sunt lucruri la care... foarte mici la care s-a jucat meciul ăsta. Adică n-au fost, n-a fost diferența, 50 de ocazii și chiar a fost ceva îngrozitor. Corect, dar sunt 3 puncte până la urmă. Da, eu care eu te știu. Țin, uite, Craiova cu 0 puncte când ești acolo jos după 2 etape cu 0 puncte. Știi ce mă deranjează? Că începem iar să vedem felul ăsta de fotbal modest, zgârcit. Dumnezeu, haideți cu un pic mai mult curaj, pentru că el a început, nici nu contează măcar. Nu mai mult curaj, Radu. Nu mai putem nici să pasăm, că înainte balinștiam să pasăm. Nu mai știm nici să pasăm. Uite, eu spun după meciul ăsta, eu pot să felicit un singur om. Cojocaru. Uite de un arbitru care a dat 2 roșii. S-a și întors. Hai să-l ajutăm pe Nicolae Dică. În prima repriză a fost o partidă echilibrată, unde ne-am creat și noi ocazii de a marca și ei. Am fost organizați bine defensiv, ofensiv am reușit să punem probleme, să ne creăm ocazii. Apoi a venit acel cartonaj roșu, unde am început repriza a doua în 10 oameni, dar și așa ne-am organizat bine, nu și-au creat foarte multe ocazii de a marca cei de la Sepsi și am închis bine jocul defensiv. Ofensiv n-am putut să punem probleme în 10 contra 11, apoi când am devenit 10 contra 10, am avut și noi ocaziile noastre prin CBB, 2 ocazii, din păcate nu am reușit să marcăm, dar voiam mai mult curaj după ce am devenit 10 contra 10 să mergem puțin mai sus, să încercăm să punem și noi probleme adversarului mai multe, să avem o posesie mai bună, dar probabil era pe un fond de oboseală unde jucasem 30 ceva
de minute cu un om în minus. Dar așa ca și atitudine a fost ok, m-am mulțumit această atitudine. Important este să vedem ce facem în continuare. Robert Popa destul de supărat că ia-i gol din fază fixă, a spus că a vorbit cu colegii lui, că na, el a făcut tot ce a putut, dar... Atunci când e gol din 6 metri, minutul 89 dintr-o fază fixă, asta spuneam mai devreme că trebuie să fii concentrat la fazele fixe, pentru că sunt foarte multe jocuri care se decid dintr-o fază fixă, cum s-a întâmplat și în seara aceasta. Cum ai văzut de pe bancă momentul ăsta ciudat cu ambulanța? Nu am văzut acum faza respectivă, dar... Știu că a dat faul pentru noi și apoi am văzut că am primit cartonaj roșu. Nu știu dacă a fost de roșu sau nu. Voi cred că ar trebui să știți mai bine ca mine, că ați văzut și relor și dacă a fost de roșu sau nu. Nici n-am vorbit cu cineva să întreb. L-a atins puțin, l-ați grea puțin, nu? Da, l-ați grea puțin și dacă îți grea puțin să dă roșu, am înțeles. Mulțumit de atitudine și de... Mulțumit sunt când avem rezultate pozitive, dar sunt mulțumit de atitudinea băieților. Ceea ce am pregătit defensiv, am făcut în multe momente bine. Ofensiv, cum am spus mai devreme, am încercat când am jucat 11 contra 11 să avem o posesie bună, să punem probleme adversarului, am făcut acest lucru, dar am pierdut jocul. Important este să vedem ce facem de acum încolo, pentru că ne așteaptă o parte foarte dificilă acasă cu Cluj și trebuie să reușim să strângem rândurile și să obținem victoria. Un început dificil de campionat pentru Craiova și sunt pretenții mari anul acesta. Dacă anul trecut au terminat pe 7, anul ăsta se vrea mai mult. În fiecare an sunt pretenții la Craiova, știți și voi foarte bine. Domnul Mițelu a investit foarte mulți bani, avem condiții foarte bune și trebuie să obținem rezultate pozitive. Nic. Bun, o pauză pe care o să discutăm cu Ion Crăciunescu, această ironie a lui Dică, l-a zgâriat puțin și am înțeles pentru asta să dă roșu. După o pauză, celor de la Sepsi. Trei meciuri foarte grele, am jucat cu Faru, am jucat cu Rapid și acum cu Craiova. Meciul de astăzi foarte greu pentru noi, foarte greu, am întâlnit o echipă foarte bună. O primă repriză echilibrată, cu ocazii nu foarte multe, dar ei au avut două situații bune de a marca și noi la fel. După care este clar, când Mateu s-a primit cartonaj roșu, acolo s-a rupt echilibru. Am schimbat și sistemul la pauză, pentru că ei au rămas în 10, am jucat cu doi atacanți, am dus posesia progresivă în terenul advers, dar în ultimii 30 de metri nu am fost luciți la finalizare. Una peste alta, îmi felicit jucătorii, în primul rând pentru că au crezut în rezultat, ne-am dus până la capăt, pentru că la un moment dat am rămas și noi în 10 oameni și am crezut în rezultat și am reușit pe final să câștigăm. Este o victorie importantă pentru noi, ne ajută pentru moral, pentru că joi avem un meci foarte greu în Conference League la Sofia. Așa că ne ajută lucrul ăsta pentru moral, pentru situația în clasament, pentru, încă o dată, ok, a fost echilibrat, jocul e echilibrat și Craiova 1948 mi s-a părut o echipă foarte puternică. Cum e Rodriguez și cum ți s-a părut toată situația hilară de pe teren, ambulanța? Rodri este la spital, acum a plecat și doctorul, s-a dus după el și am înțeles că are o rană destul de adâncă și trebuie să-l coase. Nu știu exact situația lui, o să-l sun acum pe Dochi să vorbesc cu el. Situația te referi la faptul că nu mai ieșea ambulanța după... Ambulanța, unde e cheia, nu e cheia, da, unde e targa, nu e targa. Da, a fost... Mă rog, se mai întâmplă, dar n-ar fi trebuit să întâmple lucrurile. Pe Rodri l-ai pierdut și pe Matei, în campionat cel puțin, da. Supărat. Da, sunt supărat pentru putea că putea să judece altfel faza. Putea să interpreteze altfel faza. Am revăzut și eu imaginea la dumneavoastră la Digi și într-adevăr a fost de cartonaj roșu. S-a dus atac întârziat, s-a dus peste piciorul lui Paramati, cred. Deci mai contează la apărătorul lor și a fost cartonaj roșu. Încă o dată, ok, am avut un început foarte greu de campionat. Am întâlnit practic în Supercupă Farul, campioana, apoi am întâlnit Rapidul în Infernul din Giulești.
Acum am jucat cu o echipă încă o dată foarte, foarte bună. Mie mi s-a părut o echipă foarte bine organizată și cu jucători foarte tehnici. În prima repriză au făcut niște combinații și chiar au reușit să și finalizeze două dintre ele, care ne-a surprins. Deci puteam să și pierdem meciul ăsta, adică am trecut un pic prin toate stările. Erai puțin îngrijorat de apărare, dar a funcționat. Faptul că l-ai pierdut pe Tamaș, că nu l-ai pe Ninai. Da, este o mare problemă pentru mine în momentul de față, pentru că am decât doi apărători centrali. Îl am pe Denis și pe Mihai, pe Bălașa. Nina este accidentat, nu știu dacă putem să-l refacem până la meciul de la Sofia. Marc a decis să plece, a plătit clauza cei de la Nefci și va trebui să ne găsim o soluție cât mai rapid, pentru că nu ne așteaptă nimeni. O să jucăm joi, după care jucăm luni la Dinamo, deci avem un program foarte, foarte încărcat. Dar în schimb, în atac, stai bine, dacă intră și Debeli. Da, îl așteptăm și pe Debeliuc, îl așteptăm și pe el. Trebuie să-și revină din punct de vedere fizic. Se antrenează cu noi, se antrenează cu grupul. Îl așteptăm, însă încă nu e la capacitate maximă. Cum va fi și la Sofia? Mergi un stadion mare, cu public mult? În seara asta o să ne bucurăm de victoria pe care am obținut-o. De mâine ne pregătim de CSK Sofia. Este adevărat că eu am mai văzut două meciuri ale lor, un meci amical și primul meci al lor oficial din campionat. Mi se pare o echipă puternică, o echipă solidă. Și la final vreau să te întreb, cum vezi tu derbiul ăsta de mâine seară? Derbiul campionatului, FCSB, Dinamo, faptul că se joacă Parcul de Triumf. Și cum vezi? Da, eu l-aș fi văzut pe un stadion mai mare, pentru că este derbiul de România, cel mai frumos și cel mai așteptat meci. Atât FCSB-ul cât și Dinamo au foarte mult suporte și și-ar fi dorit să meargă la meci. Păcat că se joacă pe un stadion de 7.000 de locuri sau cât 7.000 de locuri. O să fie probabil o atmosferă frumoasă, ca întotdeauna cum au fost la toate derbiurile Dinamo-Steaua. Și cred că FCSB-ul pornește favorită pentru că au avut un start de campionat foarte bun. Am văzut primul meci al lor și Dinamo au jucat bine. Dar au jucători, FCSB au jucători cu experiență, poate, cine știe, știți cum e, în derby se poate întâmpla orice. Okay. Nu avem de unde să știm. Mulțumesc.